Hai să mergem la patinorul Mihai Flamaropol, acolo este colega mea Beatrice Filip, iată echipată, Beti stă foarte bine, felicitări. Începe Steaua Proghim, dă-ne câteva detalii despre meci și spune-ne dacă suprafața de joc este înghețată, că s-ar putea să nu se joace meciul, din ce înțeleg. Da, bună seara, Sile, m-am echipat corespunzător pentru meciul din seara asta, așa cum ai spus și tu. Suprafața chiar în acest moment se curăță, alunecă, nu am patine ca să vă fac așa o demonstrație. Este, se anunță spectacol la GSP TV, începând cu ora 20 și 30 de minute. Proghim Gheorgheni vrea revanșa în această seară și să câștige, să se califice în finala cupei, și asta pentru că de 4 ori în campionat au fost învinși de către Steaua București. Este cea de-a doua semifinală, vă mai pot spune că în prima semifinală Fenestela Brașov a fost învinsă de către Sport Club Miercurea Ciuc cu scorul de 4-2. A fost un meci palpitant, Fenestela Brașov a condus cu 2-0, apoi Sport Club Miercurea Ciuc a revenit și a câștigat meciul. Sine, mai pot spune că am văzut afară în jur de 100 de suporteri steliști. Ei au venit cu fanioane pentru a-și încuraja echipa favorită în această seară, în drumul său spre final, acolo unde se anunță un meci spectaculos. Probabil că sala Mihai Flamaropol va fi plină pentru meciul, să spunem, Steaua cu Sport Club Miercurea Ciuc. Asta în cazul în care Steaua va câștiga meciul cu Proghim Gheorgheni în această seară. Sile? Bun, îți mulțumesc mult pentru amănunte și pentru echipament. Da, am văzut, ne pregătim și noi de această semifinală de Cupa României la hockey.